Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și, ca de obicei, vă reamintesc cât de minunați sunteți. Pentru că pot și pentru că sunteți. Astăzi facem citirea pentru energia momentului prezent. Să vedem ce mesaje ne mai apar, să vedem dacă ceva din cele auzite vă poate ajuta. În cele necesare vouă, în lucrurile pe care le aveți de făcut și în provocările pe care le aveți de depășit. De ce? Pentru că viața este întotdeauna plus cu minus. Trăim într-o dimensiune, într-o lume care are polaritate sau dualitate. Noi atribuim valoare de bine și rău lucrurilor. Să vedem ce mesaje avem pentru noi toți astăzi, pentru că și eu sunt inclus aici în mentalul colectiv, în inconștientul colectiv. Ce mesaj frumos! Afirmații pentru vindecarea sufletului. Pentru ca lumea din care facem parte să fie bine, este important ca noi toți să fim întregi, la minte și la suflet. Și sănătoși fizic, corpul este cel care ne poartă prin călătoria și experiența noastră în planul fizic. Vindecare, să facem afirmații pentru vindecare, înseamnă să trăim în liniște și în pace cu lucrurile care ne înconjoară, cu oamenii care ne înconjoară. Nu putem schimba pe nimeni, fiecare are ceasul său, momentul său potrivit să facă ceva anume, doar ne intersectăm cu anumiți oameni în viața noastră, pentru că unii dintre ei sunt lecții, alții dintre ei sunt sprijin, dar în esență noi suntem toți parte din divin. Meditație pentru claritate. Lumea este mentală, într-adevăr, tot ceea ce avem noi în corpul mental, în mintea noastră devine realitate și de foarte multe ori ne este cumva blurată, distorsionată imaginea prin simplu fapt că suntem foarte ocupați, ținuți într-o sferă foarte ocupată și anume aceea de a supraviețui de pe o zi pe alta. Nu avem timp să vedem și să contemplăm. Meditația este prin contemplare, nu aceea prin a sta cu ochii închiși, cu picioarele încrucișate. Pentru că atunci când ținem picioarele încrucișate, așa, blocăm centrul de energie. Putere și reziliență. Adaptare. Puterea de a naviga prin viață și de a înfrunta ambiguitatea. Înfrunta este mult spus, de a naviga, de a face față lucrurilor care ne sunt neclare. Iată, este o vreme a vindecării și, din punctul meu de vedere, toți contăm. Este important ca toți să fim bine, nu doar unul, nu doar zece. Toți suntem divini, unii se trezesc mai devreme, alții se nasc deja cu canalele energetice deschise, iar alții se trezesc atunci când le este potrivit. Mai departe, mesajul pentru astăzi, fluturele, metamorfoza și numărul 22. Prin vindecare ajungem la iubire, la transformare. 22 este un număr maestru care vorbește despre a construi, a pune bazele celor patru elemente din natură, apă, aer, foc, pământ. 4 este cifra stabilității, însă 4 este și cubul, cutia în care trăim închiși în 90 de grade. Ne transformăm, ne vindecăm pentru ce avem noi nevoie în viața noastră. Avem ca și temă de culori verde, mov și portocaliu.
chakra inimii, centrul iubirii, mov sau indigo, clarvederea și chakra sacrală, creativitatea, pasiunea, puterea de a da naștere unor lucruri în viața noastră. Gardul, și aici avem limite sănătoase, graniță. Trebuie să învățăm să ne protejăm și să fim atenți unde ne dăm puterea și cui. Și de ce avem impresia că cel de lângă noi ne fericește și că noi nu putem să fim fericiți prin propria noastră voință, noi înșine. Alt mesaj. Unitate, uniune, de fapt, că iubirea dintre doi oameni practic creează ceva, naște ceva, transformă ceva. Ce transformă? Energia în materie, dăm naștere copiilor. 26 este dublu de 13, de moartea din tarot. Vorbim din nou despre relații sau despre relația noastră cu absolut tot ceea ce avem în viață. Cum interacționăm cu un conflict, cum interacționăm cu o persoană, cum ne raportăm noi la lucrurile pe care le avem. Bucurie. Strălucești în iubirea de frumos, în iubirea vieții, aduci bucurie vieții și distracție și voie bună în toate lucrurile pe care le faci. Din nou, energia la nivel de mental colectiv este una care susține, pentru că sunt foarte mulți oameni care se trezesc, pentru că sunt foarte mulți oameni care își doresc să se vindece, pentru că omenirea face ceva în direcția aceasta și acest lucru ne sprijină. Putem să ne vindecăm pe noi și apoi relațiile din jurul nostru se vindecă implicit. Vine totul la pachet. La nivel de relații, mesajele, vedem care sunt astăzi, planul material, planul spiritual. A vrut să cadă tot aici, uite, o las așa. Suntem atât de complexi încât mi-ar lua 10 ani să vorbesc despre psihicul omului, atât cât am putut eu înțelege. 5 de spade. Opunem rezistență acestor dogme, acestor reguli. Ieșim dintr-un compromis, iar unii dintre noi simțim rușine, rana de umilință. Poate traversați o rană umilinței care evident a fost căpătată în copilărie, acolo se capătă în general de la părinți, de la societate, de la mediul înconjurător, rana de trădare de asemenea, atunci când cineva ține partea altcuiva din proximitatea voastră. Și vedeți aici cum este personajul, cineva vă acuză sau poate voi acuzați pe cineva, însă la mijloc este confuzie, este nevoia de a vă apăra. Pe de altă parte, aici cineva s-ar putea să se apere de adevăr, fie voi nu vedeți cu claritate un adevăr sau din dorința de a persista, de a continua în ceva anume, vă apărați, dar nu aveți claritate în a vedea de fapt realitatea așa cum este ea, fie cineva vă acuză pe voi de ceva anume. Cinciul de spade este un conflict mental, este neclaritate mentală. Oh, ce cărți frumoase! Cavalerul de cupe, împărăteasa, nebunul și patru de băte. Aceasta este vindecarea. Puteți să puneți capăt acum acestei răni pe care o aveți în relații. Dacă sunteți persoane singure, să înlăturați programele pe care le aveți în subconștient, să ajungeți la un nivel de autocunoaștere pentru a vedea pe cine atrageți în viața voastră, pentru că aveți potențial major să întâlniți pe cineva care să vă vadă pe voi abundența, jumătatea mai bună și să începeți o nouă relație. Dacă sunteți persoane
căsătorite, ar trebui să ieșiți din stadiul acesta de acuzație. Tu nu faci bine, eu nu fac bine, tu n-ai dus, tu nu ai făcut. Și să ajungeți în energia împărătesei, care înseamnă prosperitate, stare de bine, belșug în casă, avem de toate și oricând putem să o luăm de la început. Important este că ne avem unul pe celălalt. Dar aici, la nivel de căsnicie, vorba dulce mult aduce, nu aceasta a acuzațiilor. Dacă sunteți separați, atunci trebuie reglate conturile cu trecutul. Persoana la care vă gândiți voi s-ar putea să se fi simțit cumva acuzată de voi pentru unii dintre voi și atunci să fi plecat într-o altă direcție naivă, fără să își asume neapărat responsabilitatea pentru ceea ce va urma și să își fi căutat o altă direcție și o altă relație. Pentru alții dintre voi, persoana la care vă gândiți voi acum este cea care a acuzat și realizează acest lucru prin cavalerul de cupe, înțelege faptul că a avut el sau ea însăși sau însuși un conflict mental interior, o rană, o provocare, se vindecă și își dorește un nou început cu voi, pentru că de fapt voi sunteți echilibrul lor. Cineva realizează aici cât de mult vă apreciază și ce stimă are pentru voi. Pentru alții dintre voi care sunteți separați, cineva evită adevărul, ascunde ceva și ascunde pe cineva sau nu vine către voi să aibă o conversație de rușine, de teamă de a nu fi acuzat, dar vă privește de la distanță și în suflet vă poartă iubire. Ar dori oricând un început cu voi, dar aici este ceva ascuns. Ar dori oricând o relație cu voi, pentru că voi sunteți practic tot ceea ce își doresc. Punct. Ce înseamnă 5 de spade aici? Un abuz de putere. Pentru alții dintre voi înseamnă cineva a abuzat de naivitatea voastră, de buna voastră credință. Împărăteasa, persoana la care vă gândiți voi, pentru foarte mulți dintre voi, se teme de voi. Reprezentați în viața lor, în viziunea lor și în sufletul lor tot ce se poate mai bun pe lume. Și cu toate astea, le este rușine, teamă, frică, jenă să admită greșeala făcută sau că v-au trădat încrederea. Ce mai înseamnă 5 de spade aici? 6 de monede ar însemna să ceară iertare și să fie cumva la mila voastră sau ar însemna că trebuie să se justifice și pentru unii dintre ei acum încă nu este momentul. Pe de cealaltă parte, pentru unii dintre voi, toate șansele sunt ca această persoană să-și vindece trauma de umilință și de trădare pe care a avut-o în familie, să vadă cu claritate locul, momentul și oamenii pe care îi are în jur. Și să își dorească bucuria alături de voi. Această persoană trece printr-o transformare puternică și profundă care va face să vadă că sunt închiși, că trăiesc într-un cub, că și-au creat o realitate în care nu sunt fericiți și să își dorească 6 de monede cu voi, adică echilibru. Adică realizează că în planul fizic, în această viață, pe această linie temporală, nu puteau cere mai mult decât atât. Pentru cei care sunteți căsătoriți, 5 de spade înseamnă 7 de bâte. Înseamnă că în loc să
vă faceți idei sau să vă acuzați și să țineți în voi, să mentalizați, să vă consumați și să stați într-un conflict tacit. Mai bine puneți cărțile pe masă. Scoateți ce aveți la suprafață pentru a fi vindecat. 7 de bâte spune, mă apăr și îmi trasez niște granițe sănătoase pentru că am capacitatea să o fac. Dacă vă este teamă să înfruntați pe cineva, atunci vă duceți în 5 acela de spade. Sunteți gata și pregătiți să acceptați tot ce vine la pachet, doar sunt iubit. Doar sunt pe placul partenerului sau partenerei mele. Și acest lucru l-am învățat din nou din copilărie. Așa am învățat noi că este iubirea. Pentru a ne iubi mama, tata sau cineva din proximitatea noastră, am suportat. Și atât o pentru cei căsătoriți, 8 de cupe, eliberarea de programul mental, umilință, trădare, eliberarea de convingerile din trecut și mă îndrept către vindecare pentru că pot. Mă duc înspre 9 de cupe, pot să mă vindec, este tot ce îmi doresc, îmi dau seama de toate aceste lucruri. Pentru cei care sunteți singuri, pajul de băte. Vă este teamă să trăiți. Vă este teamă să nu fiți percepuți greșit. Aici simt cu 5 acesta de spade teama de a nu fi judecat și teama de gura lumii. Pentru alții dintre voi, pajul de băte este o teamă de a o lua de la început. În primul rând, rulați programul, am o vârstă, nu mi mai arde de așa ceva sau nu mai am timp de pierdut, aveți un conflict cu timpul. Și atunci, intrând în conflict cu timpul, clar, timpul și universul vă va reflecta înapoi că, da, într-adevăr, nu mai aveți timp, nu aveți timp să întâlniți pe altcineva. Încă o carte pentru cei singuri. 6 de cupe. Și pentru voi este important să revizitați copilăria, trecutul și să iertați acolo ce s-a întâmplat, pentru că, după cum spuneam, mediul social, familia, casa, originile, rădăcina noastră are o foarte mare influență. Este la baza faptului că acum sunteți singuri. Pe de altă parte, nu puteți înainta pentru că v-a rămas cumva mintea la o rană din trecut, de prin adolescență sau anii tinereții, când erați mai tineri, la cineva. Și apropo de chestia asta, am văzut zilele trecute o înregistrare, un clip pur și simplu cu un domn care o căuta pe doamna Elena Dumitrache. Doamna Elena Dumitrache, dacă ești pe aici, te caută domnul. Dacă ai făcut liceul în Constanța, a rămas omul cu gândul la iubirea lui de atunci, dar n-a făcut nimic. Ba mai mult decât atât, cred că a rănit multe suflete în procesul acesta al maturizării, cu gândul la doamna Nuții, cum îi spunea. Da. Oamenii și psihicul, o treabă complicată, cum spune și Jung. Omul este cel mai mare pericol al său, al sinelui său. Eremitul pentru toți. Căutăm steaua, căutăm direcția. Din această contemplare, din această solitudine ne vine vindecarea. Ne îndreptăm către stea, către omul potrivit, către împăcarea potrivită, către vindecarea potrivită. Către relația potrivită. Cum exprimă sau de ce exprimă pentru cei separați persoana la care vă gândiți voi 5 de spade? Prin 6 de cupe, dar mi-a apărut întors. În acest moment, persoana aceasta, și dacă are sentimente pentru voi, nu este încă aliniată, nu are încă clar ce simte pentru voi.
are sentimente, dar nu le vede, le vede distorsionat pentru că nu s-a transformat încă. Persoana la care vă gândiți voi trece prin această transformare, are nevoie de această transformare. Este o persoană pesimistă, cu precădere. Șase de băte și doi de spade. Șase de băte înseamnă orgoliu și doi de spade înseamnă mă protejez. O persoană care, iată, nu era în contact cu emoțiile sale și a trăit viața la nivel superficial, sau o persoană care avea nevoie constant de validare, pentru că atunci când îi arătați sau îi reproșați sau pur și simplu îi spuneați ce aveți pe suflet, persoana aceasta se simțea lezată și sărea repede la atac, ataca și fugea, dar în sinea sa are o traumă, are o durere și așa se manifesta. Și această persoană este în proces de vindecare, are nevoie de vindecare aici. Cea mai bună carte pentru zona relațiilor, pentru cei singuri, Luna, vei fi ghidat prin întuneric. Și atunci când nu știi ce să faci, de fapt tot știi. Trebuie doar să fii sincer. Vedeți? Tot luna, tot reflectăm, tot ne reflectăm, tot vedem. Dar trebuie să acceptăm ceva. Aveți sprijin. Pentru cei care sunteți într-o relație, dar care, să spunem, scârție sau într-o căsnicie, poarta, o barieră, un obstacol te ține pe tine din a-ți atinge un scop, un țel. Dacă aveți genul acesta de compromis, dacă aveți genul acesta de interacțiune în care vă certați, în care vă simțiți răniți după și aruncați cuvinte și nu știu ce mai faceți voi pe acolo, este un sens pentru care lucrurile acestea se întâmplă aici, pentru că aveți nevoie de o înălțare, aveți nevoie de o trezire, aveți nevoie de o conștientizare. După poarta aceasta s-ar putea să fie balauri sau comoara. Depinde cum alocați voi valoarea necunoscutului sau cunoscutului, relații în care sunteți. Și pentru cei separați, avem soarta a blocat acest drum pentru tine, pentru că persoana la care vă gândiți voi, v-am spus, are provocări care nu vă aparțin. Da, doare, da, poate nu place auzului ce spun aici, spun ce știu, ce văd, ce simt, dar aceasta este situația în acest moment. Persoana aceasta nu este în contact cu sinele, da? Mi-a apărut să șase de cupe întors, celălalt șase de cupe, deci un șase de cupe este aici, da? Dar era întors. Întors. În acest moment, împăcarea, revenirea nu este neapărat posibilă pentru că nu există bucurie. Există cinci de spade. Și atunci ar fi în zadar. Încă o carte pentru cei separați. Cavalerul. Triumf peste obstacol. Veți rezolva să depășiți aceste provocări prin vindecarea voastră, prin acceptare, prin înțelegere, prin a lăsa iubirea, a ierta, a face lucrurile acelea care sunt considerate virtuți, pentru că apoi ce simțiți voi se va reflecta în univers și universul vă întoarce în buclă ce aveți voi în suflet. Și apoi se deblochează ușa, se ridică obstacolele. Vedeți aici, personajul acesta are în mână o piatră verde. Inima, chakra inimii, vindecarea. O traumă, ia priviți, din copilărie. Aici am energia paternă,
Sau energia masculină, poate ați fost crescuți de o mamă singură care a trebuit să se descurce. Și un mesaj aici la relații. Magnolia. Nu este nimic nobil în a te crede superior față de celălalt. Adevărata virtute constă în a fi superior, în a fi tu mai bun ca cel de ieri, față de tine însuți. Vedeți? Nu suntem care pe care. Atunci când ajungem să fim o echipă, suntem o echipă pentru că suntem compleți. A ne completa înseamnă că suntem pe jumătate, înseamnă că în noi există un gol și atunci se aduce în buclă energetic prin magnetism golul, nu plinul. La șasele acesta de cupe, dacă e întors, tot plinul de acolo curge. Pe planul material, avem 2 de spade, 3 de monede, puterea și 9 de băte. Aici sunteți într-o postură de apărare sau de protecție. V-ați protejat, v-ați temut pentru niște lucruri legate de banii voștri, de situația voastră financiară, serviciu, job, casă. Sau prosperitate, dacă sunteți antreprenori de afacerea voastră. Această provocare este pusă aici, ați avut niște obstacole, vi s-au blocat niște drumuri pentru a vă feri pe voi preventiv de niște lupte pe care nu trebuia să le dați sau de niște pierderi pe care nu trebuia să le aveți mai mari de atât. Și vă regenerați printr-un parteneriat, trebuie doar să găsiți în voi puterea să vă ridicați și să mergeți mai departe. Pentru alții dintre voi, vă apărați la locul de muncă sau aveți ezitări la locul de muncă, nu știți dacă mai doriți să continuați sau nu. Să vedem mai departe. 2 de spade, ce ne arată, care este nedumerirea aici? Eremitul. Faceți socoteli și nedumerirea voastră vine din bilanț, din bugetul familiei, de care țineți cu pumnii strânși. Dar atunci când avem puterea de a vedea și plinul, se transformă situația pentru că puteți primi ajutor și mai este aici un aspect foarte important. Fie trebuie să vă reglați relația cu banii și să înțelegeți cum funcționează dinamica aceasta atunci când cheltui nu pot bloca bugetul și energia, da, firul vibrațional al banilor, prin a-mi părea rău că i-am cheltuit și am rămas fără, pentru că din nou mi se întoarce, rămâi fără, ci bine că am avut fix suma asta să plătesc asta, pentru că banii aceia vin înapoi la mine. De ce? Le-am oferit recunoștință. Nu panică, nu frică, nu teama că rămân fără. Iar eremitul aici mai spune contabilul sau poate aveți prin preajmă pe cineva analitic. Pe de altă parte, eremitul este arhetipul fecioarei, iar fecioara reprezintă în astrologie casa a șasea, a sănătății, a echilibrului dintre serviciu și casă, cât colo, cât co dincolo, și a nevoii de a avea un mentor. Iar aici voi găsiți un mentor pe cineva puternic care să vă ajute. Acum, în ce demersuri aveți voi nevoie? 9 de băte are. Cavalerul de spade, niște cursuri, este necesară o investiție în dezvoltarea voastră personală. Sau unii dintre voi sunteți necăjiți din cauza unor bârfe sau din cauza că vi s-au ascuns niște informații sau nu aveți informații suficiente, așteptați niște informații care parcă se îndepărtează de voi. Nu ajungeți să puneți mâna pe ceea ce vă doriți. Din nou, cu ajutor, vă găsiți un mentor, vă găsiți un sprijin într-o persoană sau pur și simplu sufletul vostru vă ajută să vedeți calea corectă. Această carte, întotdeauna când mă uit la cum este ilustrată, îmi spune mie:
Vrei o casă? Țineți gura. Vrei un serviciu mai bun? Țineți gura. Vrei o mașină nouă? Țineți gura. Vrei să faci ceva în afacere? Țineți gura. Dacă nu este o persoană înțeleaptă, cea cu care vorbești, nu vorbi, pentru că îți încurcă materializarea prin faptul că oamenii sunt invidioși, prin invidie. Și atunci te încarci cu lucrurile care nu ți aparțin. La planul material, cea mai bună carte. Fecioara sau femeia, domnișoara, cum vreți să-i spuneți, și spune o nouă relație înflorește, o nouă relație de parteneriat, o nouă relație de sprijin cu cineva, un mentor în afacere, cineva puternic, acesta poate fi un coleg, o șefă, acesta poate fi un avocat, o juristă, etc. Vă ajută cineva aici. Pentru alții dintre voi, acestea sunt cursuri, investiți în dezvoltarea voastră personală. La nivel spiritual, emoțional, sănătate, avem faetonul, șapte de spade, regina de cupe, regele de monede. La nivel de sănătate, primul lucru care îmi sare în ochi este faptul că ignorați niște simptome și le tratați voi după ureche, pentru că știți deja cum. Dacă știți bun, nu intervin, nu dau sfaturi, însă asigurați-vă că ceea ce faceți este în regulă acolo. Pentru alții dintre voi, la nivel emoțional, tactica voastră nu dă roade și, după cum spuneam, s-ar putea ca pentru cei care sunteți căsătoriți să vă sabotați singuri prosperitatea și abundența și să nu mergeți în direcția potrivită, ci în cea a conflictului. Pentru cei care sunteți separați, din nou, vă păcăliți singuri, pentru că, deși voi iubiți poate pe cineva sau ați vrea să aveți o relație, găsiți persoane indisponibile. Regele de monede este o persoană căsătorită sau stabilită într-o relație și să vedeți de ce găsiți mereu pe cineva indisponibil. Pentru alții dintre voi, persoana la care vă gândiți voi acum este extrem de încăpățânată și se sabotează singură, nu vă spune ce gânduri are, dar simte iubire pentru voi, însă, din nou, nu este disponibilă. Iar la nivel spiritual, șapte de spade spune: uităm tot ce știm, pentru că evoluția vine din suflet și prin suflet și nu doar planul fizic contează. Ce înseamnă șapte de spade aici? Spânzuratul care mi-a apărut întors. Treceți peste niște obstacole sau s-ar putea să vă fi obișnuit atât de tare în credințele voastre proprii, încât nu mai vedeți adevărul limpede. Nu mai știți nici măcar cine sunteți și este momentul să vă vindecați, să vă uitați în oglindă, să vă reconectați la sufletul vostru. Iar spânzuratul în poziție corectă, normală, spune: această carte te oprește de fapt dintr-un sacrificiu inutil, pentru că te duci într-un loc după cineva care nu are nicio ușă deschisă neapărat pentru tine acum, ci drumul tău este într-o altă direcție. Mai înseamnă și că te trezești spiritual, că avansezi spiritual, că urci în conștiință, dar când renunți la dogmă, la convingeri care nu mai servesc, când te transformi. Sau s-ar putea să ajungi să-ți dai seama că lumea din care facem parte ne-a fost transmisă programat incorrect, că am fost mințiți. Ce înseamnă regina de cupe aici? Asul de cupe, iubirea. Această perioadă de pauză sau de provocare pe care o aveți aici este pentru vindecare, pentru că dintr-o postură vindecată, un om are și mintea limpede și avem triada minte, spirit, suflet.
Asul de monede, ceva stabil. Ieșiți din acest blocaj. Ieșiți din acest blocaj cu faetonul aici. Dar ieșiți din acest blocaj atunci când înțelegeți o altă perspectivă, transformați o metodă de sabotaj de până acum, închideți o ușă a trecutului, lăsați în urmă vechile obiceiuri. Și la nivel de sănătate și la tot, lăsați în urmă vechile obiceiuri și porniți către o nouă cale, către vindecare. Talismanele. Iubirea la lună nouă ar trebui să fie prin intenția clarității mentale, prin structură. Structură. Aceasta este o structură osoasă. Avem nevoie de structură și pe 17 Saturn intră în retrogradare și aduce acolo structură. Să văd clar ce se întâmplă în sufletul meu, pentru că s-ar putea să am impresia că iubesc pe cineva, dar să fie doar impresia mea. Vechile obiceiuri se înlătură. Avem un tipar în care v-ați învârtit, un cerc. Un cerc. Mi-este foarte ușor să merg către acest tipar, către acești oameni, pentru că nu sunt conștient de structura mea de bază. Și acum, pe 18, când are loc luna nouă în Gemeni, am ocazia să mă luminez, să gândesc, pentru că este și Mercur acolo, limpede, iute, înțelept, deștept, inteligent, ce se întâmplă cu mine. Ceea ce trebuie să ți se întâmple, ți se va întâmpla. Ce este al tău este pus deoparte, ce trebuie să te găsească nu te ocolește, dar te face vulnerabil și acest lucru are legătură cu sănătatea ta. Dacă te simți vulnerabil la nivel de sănătate sau ai vreun simptom, adresează-l unui specialist. Spune acest lucru, vorbește, caută ajutor. La nivel de sănătate spirituală, din nou, te simți vulnerabil, așa ne-am simțit toți la un moment dat, dar ne-am revenit. Pe de altă parte, pentru unii dintre voi s-ar putea ca persoana la care vă gândiți voi acum să aibă niște provocări de sănătate din care învață ceva. Aici aveți potcoava, noroc, la nivel financiar, iată că depășiți un obstacol, ieșiți dintr-o provocare, găsiți sprijin. Aici avem divinitatea, găsiți sprijin să intrați pe zona potrivită, calea potrivită, drumul potrivit vouă. Avem elefantul. Unii dintre voi renașteți mai puternici după aceste lecții. Alții dintre voi, iată, aveți ocazia să declarați în univers ce vă doriți, să vă limpeziți mintea, să vă eliberați de tipare, alții să vă întoarceți la credință. Aveți aici un pește, aveți vărsător, aveți gemeni, aveți o speranță, aveți taurul, casa a treia. Taurul în casa a treia spune vorbim despre bunurile mele materiale sau despre stima mea de sine, mă vindec la nivel de stimă de sine. Știu cine sunt, știu ce valorez. Și ce prețuiesc? Iubirea, din nou, credința trebuie să renască în sufletul vostru. Iată, la nivel financiar, aveți ajutor, da? În întuneric, exact cum spunea și cartea, două stele. Vă apropiați de un moment și un punct de cotitură foarte bun în viața voastră, aveți sprijin. Karma, sunt lecții, traversați niște lecții, sunt doar momente, nu o viață. Bucurați-vă de experiență. Lucrurile se mai îndulcesc pentru voi, iar aici am inițialele L, A, O, T, P, Q. Dacă vă place Lao Tzu, cum vreți să-i spuneți, este ceva foarte spiritual pentru voi aici, cum să renunțați la sacrificiu sau la o credință foarte fixă, mai ales că avem Taurul și în opoziție Scorpionul. Treceți peste
sau descoperiți niște subiecte tabu, descoperiți un mister care poate în primă fază vă îndepărtează de ceva ce vă doriți foarte tare, dar în esență vă apropie și de fapt vă apropiați de lucrurile care vă ajută mai mult. Poate aveți ceva dureri la coastă sau ceva ce are legătură cu Statele Unite sau treceți un prag, peste un prag, prin înțelepciune și atingeți această stare de mulțumire interioară. Pentru alții dintre voi văd laba piciorului, talpa, atenție cum călcați, atenție la tendoane, top. Pentru alții, iată, urcați. Urcați o treaptă, aveți o reușită mare, de la coadă ajungeți în față. Vă vine rândul. Și dacă aveți o programare, vă vine rândul. Sunteți chemați mai repede decât ați fi crezut. Se întâmplă ceva mai repede decât ați fi crezut. Pot. Puteți. Puteți. Puteți cânta. Puteți să vă bucurați. Bucuria. Un parteneriat pe în străinătate, dacă sunteți artiști. Alt. Pentru alții dintre voi s-ar putea să renunțați la un prieten care vă datorează bani sau vă datorează ceva și să vă convingeți în această direcție. Pentru alții dintre voi aveți de făcut o plată, dar este ultima. Și reușiți, pentru că taurul este semnul banilor, reușiți, veți găsi ajutor. Cineva vă ia în brațe, sau poate voi luați pe cineva în brațe, un copil sau pe cineva strâns și care spune și eu, și eu. Operațiunea triumf, aveți o realizare, aveți un triumf, pat. Alții dintre voi aveți nevoie de odihnă, dar serioasă. Alții dintre voi rezolvați, reglați ceva care are impact financiar în familia voastră cu niște bani, cu un avocat, cu o parcelă, cu o avere, iată, cu procese, cu instanță. Rezolvați. Aveți noroc, cel puțin acum, când credeți mai puțin. Se întorc lucrurile în favoarea voastră sau așa cum trebuie către drumul corect. Alții dintre voi vă luați rămas bun de la cineva acum și spuneți gata, am ajuns la final, las în urmă, cu încredere că am în față persoana, omul potrivit pentru mine. Alții dintre voi veți avea o surpriză, iar alții dintre voi sunteți invitați la un eveniment unde da, va trebui să dați niște bani sau un cadou. Iar aici avem numărul 3, poate luna martie, pești, berbec, sau poate casa a treia, gemeni, iată, săgetător, vărsător și leu, dar nu este obligatoriu. Cam atât pentru astăzi, dragii mei. Eu vă îmbrățișez cu drag, sper să vă ajute mesajele. Este important să fim toți bine, să fim sănătoși și să ne trezim, să avem grijă de noi, să ne vindecăm sufletul, pentru că avem nevoie și de minte și de suflet și de corp sănătos ca să funcționăm bine aici, în dimensiunea fizică. Vă îmbrățișez cu drag, să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!